De obicei, utilizăm karma când oamenii răi o primesc înapoi după vreo faptă rea, însă uneori universul le oferă un cadou și oamenilor buni care merită și asta e la fel de plăcut. De la cei săraci care au devenit bogați până la fapte eroice. Haideți să ascultăm câteva istorii despre karma bună care vine la oamenii buni. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! O mare de noroc. În anul 1965, în Massachusetts, Alice Blaze a sărit curajos în mare ca să salveze un băiețel de 4 ani care a înotat prea departe. Ea l-a salvat și el a scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Peste 9 ani, băiatul s-a întors la plajă la care el mai nu s-a înnecat. Acolo a văzut un bărbat care nu s-a putut isprăvi cu fluxul de apă în același loc unde el a fost salvat. Acum băiatul era un înotător profesionist și el a sărit în apă și a salvat bărbatul. Spre bucuria și ușurarea soției lui, însă după cum s-a adeverit, cei doi se cunoșteau, era Alice Blaze care, fără ca să știe, și-a salvat soțul. Ajutor medicului. În anul 2013, medicul Holly Black a ieșit dintr-un restaurant din Oklahoma și a văzut că cineva i-a spart mașina. Tâlharii i-au luat geanta în care erau nu doar lucruri personale, dar și cercetări importante. Black credea că niciodată nu le va putea întoarce, însă peste câteva zile, spre surprinderea ei, a fost telefonată de o persoană necunoscută care a găsit pagini din cercetarea sa, care au fost aruncate de tâlhar. Cel care a sunat a fost Rabin West. El a strâns toate paginile și le-a întors lui Black. Soțul său, fiind fascinat de istorie, a povestit despre aceasta pe Reddit. La scurt timp, sute de oameni au început să doneze bani în orfelinatul unde trăia bărbatul. Ei au donat sute de dolari, demonstrând că oamenii mereu sunt gata să ajute celor necunoscuți aflați în dificultate. Karma pe roți. Profesoara din Alabama a primit un premiu neașteptat în anul 2018. Amanda zilnic circula cu autobuzul din cauza că nu își putea permite un automobil. Ea niciodată nu s-a plâns și cheltuia câteva ore pe drum pentru a-și învăța elevii. Pentru ea era important că elevii o prețuiau și iubeau obiectul predat, însă când părinții unei fete bogate au aflat cât de mult fiica își adoră profesoara și au auzit istoria sa, au decis să o ajute. Au cumpărat o mașină nouă pentru Amanda ca să-i mulțumească pentru dedicație, loialitate și grija față de elevi, inclusiv fiica lor. Pe acest video vedeți cum a reacționat femeia care la sigur nu se aștepta că va fi răsplătită pentru munca și bunătatea sa. O elevă rapidă. În anul 2017, karma practic imediat l-a răsplătit pe asistentul medical David Knowles. David, un asistent la pensie care ajută la diverse evenimente, învață oamenii cum să acordă primul ajutor medical. Brusc s-a înroșit și a căzut la podea, însă elevii au decis că el doar arată un exemplu. Spre fericire, Carol Cho, una din eleve, l-a ascultat atent pe David și a înțeles că ceva nu e bine. Inima lui s-a oprit și el nu mai respira. Carol i-a acordat primul ajutor medical și i-a salvat viața făcând ceea ce a învățat-o însuși David. În timpul liber, Knowles învăța oamenii cum să salveze vieți și datorită karmei, el a primit o recompensă pentru lecțiile sale. Puterea voinței. Istoria lui Glenn James e istoria despre onestitate și răsplata pentru ea. Glenn a trăit 12 ani pe stradă, când el a găsit un rucsac într-un mall din Boston în anul 2013. În interior era în jur de 42.000 de dolari, pașaport și alte documente. El a dus rucsacul la poliție, care la rândul său a fost transmis proprietarului, unui student chinez care a pierdut rucsacul în timpul shoppingului. Noutatea despre Glenn a circuit prin toată lumea și oamenii mării nemoși au organizat un crowdfunding. Ei au donat 150.000 de dolari timp de 3 săptămâni, depășind toate așteptările și i-au schimbat viața. El a explicat de ce a întors rucsacul. Chiar dacă aș avea nevoie de bani foarte mult, eu nu aș lăsa niciun bănuț din ce găsiți. Eu sunt un om religios și Dumnezeu mereu s-a comportat bine cu mine. Datorită onestității sale, el a început o nouă viață și a uitat de sărăcie. Oare a fost karma, Dumnezeu sau vreun duh misterios? Glenn a primit ceea ce a meritat cu adevărat.
Karma în drum. În anul 2011, bărbatul pe nume Victor Geisberg a oprit mașina pentru a ajuta două femei să schimbe o roată. Restul șoferilor treceau pe alături fără să ajute, însă Victor le-a ajutat. După, a mers înainte fără să aștepte mulțumiri. Mai târziu, femeile au văzut mașina sa parcată pe marginea drumului și au vrut să întrebe ce s-a întâmplat. Ele au descoperit că Victor are un atac de cord. Spre fericire, una din doamne era asistentă medicală. Ea i-a acordat primul ajutor necesar și i-a salvat viața lui Victor. Mărinimia mereu e răsplătită. Judecată pe dreptate. În anul 2019, Victor Coelho, care avea 96 de ani, a fost acuzat de depășirea vitezei. De fapt, el a depășit-o foarte puțin și avea o cauză de ce a făcut-o. Victor se așeza la volan doar la necesitate. De acea dată, el îl transporta pe fiul său cu handicap, care avea nevoie de tratament împotriva cancerului. Judecătorul Frank Caprio a aflat motivul încălcării și a retras acuzarea. La fel, l-a lăudat că are grijă de fiul său. Jocul vieții. Un locuitor din Wisconsin, Jim Bucker, a fost fan Green Bay Packers din 1952. Însă din cauza că avea tocmai 11 copii și familia era pe primul loc, el nu putea să-și permită să cumpere bilete pentru meciul echipei. Pentru a strânge bani pentru bilete, Bucker timp de 20 de ani a donat sânge și primea doar $15 de fiecare dată. Peste câțiva ani, medicul lui Bucker a descoperit că are hemocromatoză, o boală genetică rară a sângelui din cauza căruia în intestine se adună fier. Unica modalitate de a se salva e de a da sânge regulat ca să scadă nivelul de fier. Asta și făcea Becker multe decenii pentru a cumpăra bilete la meci. Pentru că dona în permanență sânge pentru familia sa, Becker a primit un premiu și și-a salvat viața. A doua șansă. În anul 2011, un medic din California, Michael Shannon, conducea pe un drum bine cunoscut când, pe neașteptate, a venit un camion în întâmpinarea sa. Automobilele s-au lovit la distanță mare și Shannon, aproape inconștient, nu putea ieși din mașină din cauza picioarelor blocate. Spre fericire, la locul accidentului a venit rapid ambulanța în frunte cu paramedicul Chris Troke. Mașina a luat foc, din acest motiv încălțămintea lui Shannon a început să se topească. Echipa l-a eliberat pe Chris și l-a dus la spital. Datorită lui Chris, Shannon a rămas viu, însă acești doi s-au mai întâlnit, la fel într-o situație critică. Cu mai mult de 30 de ani în urmă, Chris s-a născut înainte de termen și cântărea mai puțin de 1,5 kg. El a fost plasat în terapie intensivă, el avea doar 50% de a supraviețui. De el avea grijă un medic care îi era alături chiar și noaptea, l-a salvat chiar și când avea febră. Acest medic atent era Michael Shannon, anume acel om pe care l-a salvat Chris. Copilul care era pe patul de moarte a răspuns cu aceeași monedă și l-a salvat pe Shannon. Diamantul căzut. Billy Ray Harris cerșea în Kansas când o femeie i-a dat mai mult decât dorea, un inel de $4,000, care a căzut de pe degetul său în paharul lui Harris. În loc să-l vândă, Harris l-a păstrat în speranța că proprietara se va întoarce. I-a apărut peste două zile și fiind uimită de fapta lui Ray, a organizat o colectare de bani pentru a-i oferi $4,000 care putea să-i obțină dacă vindea inelul. Istoria a devenit atât de cunoscută încât s-au colectat mai mult de $200,000, dar și aici istoria nu se termină. Datorită hype-ului, Billy și-a găsit familia după 16 ani de despărțire. Și-a cumpărat o casă și și-a găsit un job. Datorită onestității, karma bună i-a schimbat viața în totalitate. Salvarea unui iepure. Karma îi mulțumește nu doar pe cei care ajută oamenii, dar și pe cei care salvează animale. John Byrne, un om al străzii din Dublin, trăia cu un iepure pe nume Bernie, care îi era un prieten fidel. Însă, în 2012, John a fost atacat când el cerșea. Persoana necunoscută a luat iepurele și l-a aruncat în râu. John a sărit în apă ca să-l salveze. Când l-a prins, i-a acordat primul ajutor și l-a readus la viață, chiar dacă credea că iepurele deja a murit. Într-un final, au venit salvatorii și ambii s-au dovedit a fi în siguranță. Peste câteva zile, John a primit titlul de cetățean bun al orașului Dublin, pentru că a salvat animalul fără a se gândi mult. Istoria sa a fascinat toată țara și mulți le donau bani și haine. În ceea ce ține de atacator, karma i-a răspuns de-a binelea. 4 luni în închisoare pentru tratarea cu cruzime a animalelor.
Donarea organelor. Când Callum Millard a decedat într-un accident rutier, părinții săi au decis să-i doneze organele ca moartea lui să nu fie în zadar și să poată salva vieți. Printre cei care au fost ajutați era un băiat de 19 ani cu diabet zaharat, Jake McKinnon. Pentru a supraviețui, avea nevoie de pancreas. După transplant, a avut șansa la o nouă viață, iar ambele familii s-au împrietenit. Peste 10 ani după moartea fiului, tatăl său, la fel bolnav de diabet zaharat, s-a îmbolnăvit grav și a avut nevoie de un transplant de rinichi. Mama lui Jake, Janice, imediat a donat rinichiul său. Datorită sorții, morții și prieteniei, Callum, fără a ști, i-a salvat viața tatălui. Daruri. În anul 2015, o chelneriță de New Jersey a auzit cum pompierii discută despre o noapte grea de muncă și le-a cumpărat un mic dejun de banii săi. Ei au decis să o mulțumească. Au aflat că, indiferent de actul său generos, însuși ea avea nevoie de ajutor. Ea a început să colecteze bani pentru a-i cumpăra tatălui un camion care stătea la pat. Pompierii au făcut share la link-ul cu colectarea banilor și în loc de $17,000 au colectat tocmai 40. Fapta sa mărinimoasă i-a schimbat viața ei și tatălui. Un tată a instalat o cameră de filmat secretă în casă ca să vadă cum are grijă Bona de copilul lui și a rămas șocat după ce a văzut filmările. O mamă și-a înviat copilul nou-născut prin puterea dragostei sale și pisica în spital care se culca pe brațele persoanelor ce urmează să moară sunt doar câteva istorii din viață, povestite pe canalul Smart Child. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi următoarele postări de pe acest canal uimitor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Voi credeți în karma? Scrieți-ne comentarii. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la M!